Este în continuare în Republica Moldova traseismul politic un fenomen negativ sau noi trebuie să-l privim ca ceva ceea ce înseamnă dezvoltarea partidismului în țară? Și. La noi știți cum în ultima perioadă persoane care au trecut dintr-un partid în altul, a existat acea nemulțumire a populației din ce perspectivă? Că ei au votat un anumit partid unde s-au regăsit aceste persoane, da, pe listă. De ce au plecat aceste persoane, da? În ce circunstanță? Diferite zvonuri, da, că uite cela sau acei 10, 12, 13, 14 într-o anumită perioadă au plecat din opoziție. Deci aici o remarcă una care trebuie să o înțeleagă și telespectatorul. De obicei plecau, să vorbim, dacă vorbim despre traseism politic, pleacă deputații sau aleșii locali de diferit rang din opoziție, pleacă la guvernare. Din vari motive. Că au mai multe oportunități, alte chestiuni, au fost, nu știu, convinși prin diferite metode să vină, da, la partidul de guvernament. În acest parlament, acei care au trecut, eu știu, dintr-un partid în altul, deci n-au fost nimeni care să meargă la partidul de guvernament. Remarcați acest lucru, că nimeni n-a plecat la PAS. Și eu sper că nimeni n-a să facă în continuare, că au mai rămas mai puțin de 2 ani de zile, dar e guvernamentul PAS-ului. Eu sper că nimeni nu va pleca la ei. A fost o regrupare, așa să-i spunem, a forțelor în interiorul partidelor de opoziție. De ce lucrul ăsta s-a întâmplat? Din vari motive. Deoarece unii, într-o perioadă scurtă de tot, s-au discreditat prin lipsă de acțiuni și atitudini față de ceea ce face partidul de guvernament. Alții, bine, au plecat din alte motive. Și de aceea nu putem spune că în sensul adevărat a cuvântului, că trecerile astea care au avut loc în această legislatură, putem să spunem că este traseism politic. După mine, traseism politic este acela când deputatul din opoziție pleacă la reprezentanții guvernării să fac parte din guvernare pentru, nu știu, foloase realizarea cărora proiecte prin localități, alte motive și așa mai departe.